Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine m-am regăsit la o ediție eveniment a punctului culminant, scandalul candidaturii lui Piedone, șantaj și amenințări, lunetiștii puși în dispozitiv pe casa lui Piedone și atacul lui Piedone cu cazmaua, roaba și lopata. Este confruntarea momentului cu Nicușor și cu Firea. Decizie majoră la guvern, ce știe Piedone despre cearta din coaliție. Piedone dezvăluie ce îi propun Ciolacu și Ciucă. Vorbiți despre atacul mizerabil al reziștilor cu morții de la colectiv. Doamnelor și domnilor, după cum lesne se poate intri, invitatul meu special în această seară este primarul în exercițiu al sectorului 5 și candidat la primăria capitalei, Cristian Popescu Piedone, pe care îl invit să-și facă intrarea spectaculos, cum de altfel să desfășoară toată activitatea domniei sale. Opa! Ușor așa. Programul meu pentru București. Care-i programul nostru, domnule Piedone, pentru București? Păi, ustensilele de care are nevoie Bucureștiul. Ciocan, mistrie, sapă, lopată, aer curat, plantat. Am adus și o să poate-l plantați aici. E un cireș. Sunteți excesiv de drăguț. Este un cireș, dar să știți că dulceața de cireș amare e foarte bună. Dar acum ei vor gusta cireșile amare. Luați un loc să ne prezentați programul nostru electoral polar, domnule. Dincolo de programul electoral, se pare că e vorba și despre un program politic întreg. Pentru absolut. Anunțarea candidaturii dumneavoastră a generat un dita mai iureșul la vârful coaliției, domnule primar, și nu în ultimul rând, după cum singur ați spus, un val de șantaj și amenințări. Cine vă șantajează și cine vă amenință? Eu n-am venit la dumneavoastră în emisiune și, într-adevăr, îmi aparțin aceste vorbe, dar noi am venit să mă victimizez. Dar nici nu cer nimeni să aceste, aceste vorbe, și le știți, trăim în România, există la toate colțurile. Ba prin porumbeii voiajori, ba vine un prieten, știi, am auzit, am fost aseară la un șpriț, vorbea ăla cu ăla, vezi că ți se poate face, vezi că te poți împiedica, vezi că lui Xulescu, nu, Vasilescu... plus mesaje scrise de la no-name-uri sau nu mai spun Facebook-ul, e Facebook rețelele de socializare, dacă îți accesează un număr și culmea nu este un număr atât de vechi care l-am acum, îmi transmit tot felul de mesaje. Vă le mulțumesc, eu cred că de acolo m-am încărcat, pentru mine orice injecție mă motivează. Mai ales... Aveți vreun diferent direct cu familia Firea Pandele? Poftim? Aveți vreun diferent direct cu familia Firea Pandele? Absolut, nici eu. Suntem paraleli și echidistant. O respect pe doamna Firea, respect pe domnul primar Pandele. Am văzut mai multe declarații. Crede fiecare ce vrea. Suntem într-o competiție electorală și politică. Fiecare are partidul lui. Eu sunt președintele Partidului Umanist Social Liberal. Iar... doamna Firea este membra a partidului și președinta organizației București a Partidului Social Liberal. Avem două doctrine diferite, chiar dacă sunt și social și liberal. Mă bucur dacă și sper că până în ultimul moment PSD-ul va numi pe doamna Gabriela Firea, pentru că amândoi suntem oameni de administrație, amândoi avem contabilitatea care stă de fiecare dată la cetățean. Amândoi am făcut lucruri pentru București și am zis că, fiind două partide care nu s-au înțeles la început să formăm o alianță, și nu din cauza mea sau a doamnei Firea, cel mai bun să câștige și să-l bate, să-l bate pe Nicușor. Dacă o nominalizează PSD-ul pe doamna Firea și dumneavoastră rămâneți candidat, îl faceți primar pe Nicușor, dar v-ați gândit la treaba asta? Lucrurile astea trebuiau să se gândească cei care până astăzi... Eu sunt mai plastic în exprimare. Simțiți-vă liber. Păi mă simt, de asta sunt și atât de... nu sunt constipat, să zic așa, dar astăzi se pare că au avut nevoie de foarte mult durcolax să poată să scoată un candidat. Nu l-au scos. Încă nu l-au anunțat. Dar te-l anunț în seara asta. Da, nu știu, eu nu pot, n-am... Mă întorc la idee, nu-l favorizează pe Nicușor, dar dacă veți candida și dumneavoastră și doamna Firea, că până la urmă și dumneavoastră și doamna Firea vă adresați unui electoral preponderent de stânga. În principiu aveți dreptate. Dar ce luptă este mai corectă decât ca cetățenii să poată alege? Și politica este ca și sportul. Este o competiție sportivă, ușor murdară,
mai mult murdar în timpul campaniilor electorale, se spală rufe în timpul campaniilor electorale și se uită de ele și se readuc aminte. Eu am avut rufele spălate de 30 de ani la rând. Și tot le spală, au ajuns drențe. Ce să mai spele la mine? Ce să spună? Absolut orice ar spune, am și puterea să recunosc dacă am greșit, dacă am făcut, dar nu pot să stau să tac când cineva poate să arunce cu ceva și să nu... V-ați dorit sprijinul coaliției de guvernământ să fiți dumneavoastră candidatul ales al PSD-PNL? Sincer și dăm cărțile pe față. Da. Noi, Partidul Umanist Social Liberal, a vrut să existe o alianță. PUSL, PSD, PNL. Și ce-a împiedicat alianța asta? Nu mă întrebați pe mine. Noi suntem cei care am făcut această ofertă. Ați avut vreo discuție cu domnul Ciolacu, cu domnul Ciucă, referitor strict la le-am trimis, cum am spus, și le-am trimis două adrese din partea Partidului Umanist Social Liberal. Haideți, domnul Piedone, că nu stați dumneavoastră în două adrese. Sunteți un om direct. Probabil au fost anumite discuții și au rămas în pronunțare. Pronunțarea... Aia, ca sentințele de la noi sunt da, probabil s-a luat o hotărâre, dar nu s-a dat motivarea. Ca și astăzi, anunțăm candidatul, dar nu e candidatul. Încă un termen sau eu nu știu. Domnul Ciutacu, haideți să vorbim fiecare, cel puțin, întrebați-mă de bucătăria mea. Păi vă întreb de bucătăria noastră. E bucătăria mea și în bucătăria mea știu unde e sarea, unde e piperul. În administrația mea știu ce să fac cu canciocul, cu roaba. Știți ce lipsește din povestea asta? Ce din setting-ul ăsta? Că mă uit ce așa. Da. Stația de emisie recepție. Stația e de emisii recepție. Unde e stația? În sensul giratoriu, am înțeles. Stați în sensul giratoriu, deci, cu unul de stânga, unul de dreapta și dumneavoastră stați în sensul giratoriu. Stația de emisie recepție probabil este stresul celor de la...